Stimați telespectatori, astăzi aducem sub lupa poporului un subiect intrigant, datorită intereselor de escrocare la nivel înalt asupra populației. Este vorba de manipularea genetică a organismelor cu scopuri criminale. Istoria GMO Manipularea genetică a organismelor este istoria concentrării de putere în mâinile unei elite. Cine legitimează această elită? Numele și fundalul acesteia? necunoscut, care este foarte hotărâtă să aducă cu orice preț întreaga lume sub sceptrul ei. Exemplu. De la o vacă cu producție mare de lapte a fost luată o genă cu scopul de a patenta această genă rară la oficiul de brevete din München. Pe viitor, toate vacile care posedă gena respectivă și, bineînțeles, au posedat-o dintotdeauna, sunt posezia proprietarului acestui patent, monsanto sau basf. Manipularea genetică a organismelor este un delict. Având ca scop asigurarea de patente și trecerea lor sub proprietate străină. Trebuie să acceptăm pur și simplu așa ceva sau adevărul, odată descoperit, trezește conștiința împotriva acestor interese de grup. Vă mulțumesc, la revedere!